Partidele politice au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește campania electorală din 11 iunie, când se vor face, potrivit hotărârii guvernului Grindeanu, alegeri parțiale în mai multe localități din România, unde posturile de edil șef au rămas vacante din diverse motive. Cel mai tânăr partid politic din România, USR, și-a lansat joi 27 aprilie la sediul cabinetului parlamentar al deputatului Iulian Bulai candidatul intrat în cursa pentru primăria Roman, întreprinzătorul privat Radu Samson. La lansarea candidatului a participat președintele partidului Nicu Șordan și 5 parlamentari din Moldova. Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună la lansarea candidaturii colegului meu, Radu Samson. Mă bucur foarte mult că președintele partidului Nicu Șordan este aici. Bun venit, Nicușor! Bine v-am găsit! Bun, în partea stângă, mai departe, avem pe Cristian Ghica, vicepreședinte al partidului. Mă bucur că ești aici. Mai departe, Cosette Chicherău, deputată de Iași și vicelider parlamentar. Bun venit, Cosette! Mă bucur că și Lucian Viziteu, deputat de Bacău, este aici. Bine. Mă bucur asemenea că și domnul Ioan Ploscaru de la Piatra, președintele Pirea Lucrării, este aici. Bun venit tuturor! Mă bucur foarte mult că lansăm o candidatură foarte importantă pentru USR. USR este un partid foarte tânăr, dar la ultimele două alegeri am fost învingători. Am fost învingători la București, unde, în ciuda tuturor piedicilor, am ieșit pe locul 2. Puteam să fi și câștigat o primărie dacă s-ar fi acceptat renumărarea voturilor. Am fost învingători și la alegerile parlamentare, când doar după câteva luni de pregătire am reușit să căpătăm încrederea a 600.000 de români. Este un lucru foarte important pentru noi, faptul că așa de mult lume ne-a dat un cec în alb pe care noi trebuie să-l tratăm cu responsabilitate. Președintele USR Nicu Șordan a vorbit despre independența filialelor locale ale partidului, care propun oameni și soluții pentru dezvoltarea proiectelor locale. Acesta a mai amintit și despre echipa formațiunii politice care sprijină inițiativele locale de dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu al țării. USR este un partid care, așa cum a spus Iulian, are filiale cu autonomie și filialele astea găsesc oamenii și soluțiile cele mai potrivite pentru localitatea în care activează și o să vedeți în programul candidatului nostru soluțiile pe care el le propune pentru Roman. USR este un partid în care Moldova contează, ceea ce nu se prea întâmplă cu partidele din România și ăsta este motivul pentru care foarte multă lume a venit la lansarea candidatului nostru din Roman. USR este un partid solidar. O să vedeți mulți la parlamentari și la lansarea candidatului nostru din Târgu Jiu și la lansarea candidatului nostru din Craiova și la lansarea celorlalți candidați ai noștri la aceste alegeri locale parțiale. Și USR-ul este un partid care se ține de cuvânt. A promis că nu face compromisuri. Nu a făcut compromisuri. A promis că aduce oameni noi în politică. A adus oameni noi în politică, mai mult de atât, a adus oameni competenți în politică. A promis că preia problemele societății și se duce cu ele înspre politică pentru a le găsi o rezolvare politică și face asta în fiecare zi. Candidatul Radu Samson a mulțumit tuturor celor din conducerea centrală a partidului care au venit să-l sprijine în campania electorală în care a intrat, amintind despre USR ca fiind un partid pentru cetățeni. Aș dori să încep prin a le mulțumi atât președintelui nostru, Nicu Șordan, pentru prezență, cât și lui Iulian pentru găzduire și, evident, celorlalți colegi ai mei din USR. Prezența lor astăzi aici demonstrează doar că USR este mai mult decât un partid. USR este acel grup de prieteni la care atât eu, cât și fiecare dintre dumneavoastră putem apela cu încredere pentru consultanță de specialitate în orice domeniu, pentru un sfat sau pentru
pentru găsirea unei soluții în vederea rezolvării oricărei probleme. USR este un partid făcut de cetățeni pentru cetățeni. Legat de subiectul întâlnirii noastre de azi, pot să vă spun că mă simt onorat să candidez la cea mai înaltă funcție, la funcția de primar al orașului în care m-am născut și pe străzile căruia am copilărit. Am crescut în Roman, mi-am făcut prieteni în Roman, am învățat în Roman și tot în Roman am avut ocazia să îmi deschid o societate înainte de a împlini 20 de ani. Deci toate realizările mele s-au întâmplat în Roman, motiv pentru care tot Romanul îmi dă acum ocazia să-i întorc sprijinul. Ca primar, în continuare, mă voi plimba împreună cu soția seara prin oraș, pe străzile orașului sau pe aleile parcului municipal pentru a localiza problemele. Iar a doua zi la birou, evident, împreună cu aparatul de specialitate al primăriei și cu membrii Consiliului Local, vom găsi soluții, soluții bune pentru cetățeni. Rând pe rând, oaspeții prezenți și-au declarat sprijinul pentru candidatul care a intrat în cursa electorală din 11 iunie. Sunt deputat de Iași și noi în USR vrem ca Moldova să fie unită, solidară și să aibă o voce la București. De asta ne bucurăm foarte mult că Nicușor e aici cu noi. După cum știți, partidele mari ignoră Moldova, unul pentru că este foarte corupt și este interesat în special de sudul țării și celălalt pentru că nu poate mai mult. Noi la USR, deși suntem un partid nou, vrem să arătăm că putem guverna și la nivel local și apoi la nivel central cu onestitate și cu competență. Astea au fost promisiunile noastre și în campania de la locale și de la parlamentare, ne ținem de cuvânt și mergem înainte. Avem nevoie de o rețea de orașe în Moldova, bine administrate, care comunică între ele și care implementează cele mai bune practici în administrație publică și învață unele de la altele. Fie că e vorba de combaterea corupției, fie că e vorba de atragerea de fonduri europene atât de importante în dezvoltare. Candidatul USR, Radu Samson, a vorbit despre aturile sale față de ceilalți contracandidați care vor intra în cursa electorală pentru primăria Roman. Principalul argument pentru alegerea sa ar fi, în opinia domniei sale, tinerețea. În ceea ce privește pe contracandidații mei, ce anunțați până acum, cel puțin, pot să spun că sunt și ei oameni la fel de competenți, nici nu cape vorbă când ar fi, sunt oameni cu experiență, dar cred că e nevoie de o energie nouă în Roman. Și nu știu de unde ar putea veni mai multă energie nouă decât de la un primar de 30 de ani. 31 voi avea până în ziua alegerilor, deocamdată am 30. Și consider că ăsta e marele meu avantaj, entuziasmul care vine odată cu vârsta și deschiderea spre cetățeni. Eu, în continuare, voi merge la fel ca toți cetățenii la cumpărături. Nu știu de câte ori v-ați întâlnit cu primarii dinainte, în piață, în Kaufland, mă refer seara, nu în perioada campaniilor sau cu scopuri lucrative în zona respectivă. Legat de cum voi transmite mesajul, cei interesați vor putea accesa site-ul pe care îl voi lansa săptămâna viitoare, radusamson.ro e site-ul. Proiectele mele vor ajunge cu siguranță și în atenția presei și, evident, foarte mulți romașcani mă cunosc deja și vor avea ocazia să stea de vorbă în această perioadă de precampanie și în perioada campaniei electorale, vor avea ocazia să stea de vorbă cu mine față în față. Alegerile parțiale pentru Roman se vor desfășura potrivit hotărârii de guvern în 11 iunie. Fotoliul de primar al Romanului a rămas liber în urma alegerii în Parlament a ex-primarului Laurențiu Leoreanu. În cursa electorală au intrat până acum omul de afaceri Marius Neculai din partea PSD, Radu Samson din partea USR și viceprimarul cu atribuții de primar Lucian Micu din partea PNL, care însă nu a fost încă lansat de partidul care l-a propus. De apreciat faptul că toți cei trei candidați sunt oameni tineri de până în 45 de ani, ceea ce reprezintă un atu.